A fost convocat în discuția 250 din 22 a 2 a 2018 a primarului municipiului Bacău și Consiliul Local și Liceu Coordinat. În sală sunt prezenți un număr de 19 consilieri, ședința putându-și începe lucrările. Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 15 a 2 a 2018. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 19 voturi, procesul verbal al științei extraordinare din data de 15 a 2 a 2018 a fost aprobat. Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al științei extraordinare din data de 19 a 2 a 2018. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 19 voturi, procesul verbal al științei extraordinare din data de 19 a 2 a 2018 a fost aprobat. Dau cuvântul domnului președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și regulamentul de organizare și funcționare. Dau cuvântul domnului Marcos Minecula pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței. Mulțumesc, domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați cetățeni ai municipiului Bacău, stimați reprezentanții aparatului de lucru al primarului municipiului Bacău, voi da citire dispoziției numărul 250 din 22 a 2 a 2018 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al municipiului Bacău. 1. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, cu direcția și direcția de județeană pentru tineret și sport, în vederea realizării în comun unor evenimente sportive la bazinul de nord pe parcursul anului 2018. 2. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu județul Bacău în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții, reabilitare strada aeroportului municipiului Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 305 din 2017, prin care s-au desemnat reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ prin Universitatea de Stat. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 29 din 2014 pentru aprobarea funcțiilor publice și organigramei, numărului de personal și statutului de funcții din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Primarului Municipiului Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind concesionarea către Ecosud a unor bunuri mobile și imobile aflate în patrimoniul municipiului Bacău, ce urmează a fi folosite pentru desfășurarea activității la celula numărul 2. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacău. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale atenent de fiecare membru al Asociației Dezvoltare Intercomunitară Bacău. 8. Proiect de hotărâre prin care se ia act de datoria municipiului Bacău pentru societatea termoenergie grup S.A. reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizarea energiei termice pentru populație. 9. Proiect de hotărâre privind completarea HCD 441 din 2010 prin care s-a înființat Clubul Sportiv Municipal Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei a Federației ANLE din municipiul Bacău, conformitate cu HG 962 din 2001 și legea 152 din 1998, modificate și completate pentru anul 2018. 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei privind solicitanții care au acces la locuințe pentru tine destinate în chiriere. 12. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uși și serviciu de către Delgaz Grid S.A. unei suprafețe de teren situată în strada Izboare, municipiul Bacău. 14. Proiect de hotărâre privind transcrierea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesionare 1482-4 din 1998. 15. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesionare 7296 din 98. 16. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesionare 1292-5 din 1997. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru refuncționalizare, consolidare, mansardare, extindere, clădiri existente în vederea transformărilor în spital, policlinică și cămin de bătrâni și construcție clădiri cu destinație sociomedicală, spital și cămin de bătrâni, strada Letea, numărul 6. 18. Proiect de hotărâre prin care se ia de ordinul prefectului județului Bacău numărul 28 din 2018
Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău prin cele prealabile formulate de către Aritona Diana Milia din județul Bacău. 20A este ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind închirierea a trei spații aflate în cinta halei pieței centrale din Bacău, strada pieții numărul 1, prin licitație publică deschisă. 20B. Proiect de hotărâre privind închirierea a patru amplasamente aflate pe terasa cu flori la pieței centrale din strada din Bacău, strada pieții numărul 1. Proiect de hotărâre prin care se acordă ordinul prefectului județului Bacău numărul 9 din 2018, 20D, proiect prin care se acordă ordinul prefectului numărul 10 din 2018. Domnilor și domnilor consilieri locali, vă anunț că voi retrage de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre numărul 5 privind concesionarea către 100 unor imobile și imobile aflate în patrimoniul municipiului Bacău, ce urmează a fi folosite pentru desfășurarea activității la celula numărul 2. Din raționamente de ordin tehnic, fac această acțiune pentru a ajunge pe ordinea de zi, la următoarea ședință de Consiliu Local, într-o formulă tehnică îmbunătățită. Vă mulțumesc. Există observații la ordinea de zi prezentată? Nu sunt observații. Supun la vot ordinea de zi prezentată cu modificările aduse prin retragerea de ordinea de zi a proiectului numărul 5. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Cine cineva? 19 voturi, a fost aprobată ordinea de zi cu modificările propuse. Întrebăm domnul consilier dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi. Rugăm pe domnul consilier care consideră că se află în aceste situații, țara. Domnul Fecher. La punctul 6, privind aprobarea cotizației către Adis Bacău, mă abțin la vot, având în vedere faptul că sunt angajat al acestei asociații. S-a luat act de punctul dumneavoastră de vedere. Și acum dau cuvântul domnului președinte de ședință. Mulțumesc. Domnilor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, conform listei care v-a fost transmisă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Cu 19 voturi exprimate a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în ședința din 28.02.2018. Supun discuției punctul numărul 1 al ordinii de zi, invit pe domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive la acest proiect. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu propunerea de asociere dintre Municipiul Bacău și Federația Română de Natație și Pentatlonul Modern și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret în vederea organizării în comun unor evenimente de natură sportivă la bazinul de Nord Bacău pe parcursul anului 2018. Proiectul ați avut la mapă, documentația aferentă, rog Consiliul Local să susțină votul în mod favorabil. Există aviz de legalitate? Domnul Fantaza? Aviz favorabil. Domnul Roșu Daniel? Doamna Preagnă? Pravă. Doamna Consilier Preagnă? Pravă. Domnul Consilier Stan Gabriel? Favorabil. Domnul Consilier Șova? Favorabil. Discuții asupra proiectului de hotărâre, vă rog. Dacă nu sunt, domnul, propune domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 19 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuției punctul numărul 2 al ordinii de zi și invit pe domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive la acest proiect. Mulțumesc, domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor consilieri locali, prin prezentul de proiect de hotărâre din fața dumneavoastră, cu rugămintea de a vota asocierea între Municipiul Bacău și Consiliul Județean Bacău în vederea realizării unui obiectiv de importanță
deosebită pentru orașul nostru. Este vorba de construcția străzii aeroportului, un proiect care vine să completeze finalizarea construcției aeroportului din Bacău. Vreau să mulțumesc și pe această cale Consiliului Județean și consilierilor care au votat președintelui Consiliului Județean care a inițiat acest proiect de hotărâre. Este un exemplu elocvent de participarea celor două entități administrative, Consiliul Local Bacău și Consiliul Județean Bacău, pentru realizarea unor obiective care vizează în mod direct comunitatea noastră. Principalul beneficiu, fără îndoială, este pentru cetățenii municipiului Bacău, așa cum principalul beneficiu al aeroportului tot în favoarea cetățenilor noștri, cetățeni din municipiul Bacău, și vreau să punctez acest lucru pentru că suntem, din punctul meu de vedere, într-o etapă și într-o stare de normalitate, situație în care cele două entități colaborează în vederea satisfacerii interesului comun al locuitorilor pe care îi deservesc. Mai mult decât atâta, pe fondul unei situații financiare nu tocmai fericite prin care trece în momentul de față municipiul Bacău, într-un mod sau într-o vină care nu îi aparține sub nicio formă, problematică financiară care sperăm că va fi îndreptată de la data de 1 iulie 2018, Consiliul Județean Bacău se poate spune că vine în susținerea proiectelor municipalității și pe această cale putem ajunge la soluția în care cea mai bună soluție pentru locuitorii municipiului Bacău, fără culoare politică și fără distinții și orgolii între cele două entități administrative. Vin în fața dumneavoastră cu rugămintea de a vota acest proiect. Noi suntem aproape de finalizarea procedurilor de expropriere pe strada aeroportului. Îmi exprim dorința și speranța, cu atât mai mult, ca pe parcursul acestui an să ajungem ca locuitorii municipiului Bacău, care se vor duce sau se vor întoarce de la aeroport, să poată utiliza această șosea de 4 benzi plus bandă de urgență. O șosea menită să asigure traficul și în momentul în care aeroportul Bacău va avea o creștere de 4 sau 5 ori a valorii. Vă mulțumesc! Domnul Fantaza, aveți favorabil. Domnul Chendruș, aveți favorabil. Domnul Mateuță, aveți favorabil. Doamna consilier Graham Plavăț, favorabil. Domnul consilier Purianu, aveți favorabil. Raportul Comisiei de Specialitate 3 este favorabil. Domnul consilier Stan Gabriel, favorabil. Domnul consilier Ștofa Văzor, favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Domnul viceprimar Scripăților. Domnule președinte, domnule primar, domnule domnul consilier, este lăudabil faptul că pentru prima dată în Bacău, cel puțin de când am anumite funcții, Consiliul Local și Consiliul Județean au ajuns la un punct de vedere comun. Deja s-a creat un precedent, mă refer la acel parteneriat, pentru a termina odată Spitalul Municipal. Se tărăgânează, dar cred în parteneriatul care s-a încheiat vara trecută cu Consiliul Județean și sper că această investiție să fie cât mai repede realizată. Cât despre strada aeroportului, de asemenea, apreciez că, având bugetul cum îl avem, cel puțin din punct de vedere a promisiunii, domnul primar și-a respectat promisiunea, n-au mai crescut taxele și impozitele. Și dacă a găsit înțelegere la Consiliul Județean să ne facă acea stradă, e foarte bine. Ne ridică acea mică povară contra valoarea lucrărilor. Dar, personal, am o nelămurire. Aș vrea, am văzut termenul de finalizare 2019. Eu consider o stradă de 5-600 de metri, dacă chiar sunt bani, sau aici ar trebui să ajung, dacă e bugetată de Consiliul Județean în proporție de 95%, să găsim soluțiile să o terminăm în 2018. Eu cred că este foarte necesară,
terminalul este gata, strada arată cum arată la acel moment și modernizarea ei mi-aș dori o să aibă un termen cât mai rapid sau știu, un termen scurt, spun eu. Și dacă sunt posibilități să ne dăm un termen care îl consider, eu știu, normal, ca până la sfârșitul anului să o termină această stradă. Vă mulțumesc. Dacă îmi permiteți, domnul președinte de ședință. Într-un fel, voit sau poate nevoit, domnul viceprimar Scripăs ne-a ridicat o minge la fileu. Da, se poate spune că a fost cel care a inițiat aceste discuții între Consiliul Județean și inițiatorul acestui proiect, adică primarul municipiului Bacău. Și am găsit toată înțelegerea din partea Consiliului Județean și din partea președintelui Consiliului Județean. La orice proiect de hotărâre, în momentul în care vii și îl pui în operă, până îndoială trebuie să ai un buget. Și din ceea ce am văzut până în momentul de față, la Consiliul Județean și de-a lungul anilor, nu au existat probleme cu privire la ceea ce înseamnă legalitatea hotărârilor de Consiliul Județean sau cu privire la activitatea Consiliului în sine. Fapt care nu se poate spune despre ceea ce s-a întâmplat până în 2016 în Consiliul Local Bacău. Pe de altă parte, vreau să menționez faptul că acest proiect a fost inițiat de către municipiul Bacău. Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pe strada respectivă a fost făcută de către municipalitate, expropriere de către municipalitate. Decizia cu privire la extinderea acestei străzi a fost făcută de către mine împreună cu dumneavoastră. Aveam posibilitatea ca să rezolvăm această stradă foarte ușor. Se toarnă asfaltul, se marchează, se pun niște stâlpi de eliminat. În 6 luni se finalizează. Am preferat ca aproape orice proiect din municipiul Bacău să fie făcut așa cum trebuie, gândindu-ne la viitor. Nu facem o stradă doar de dragul de a o face, ci haideți să facem o stradă chiar dacă ne costă mult, chiar dacă sunt multe sacrificii, dar să o facem în așa fel încât peste 10-15 ani să fie în continuare utilizabilă și să nu fie ștrangulată. La fel, în momentul în care ne-am venit în fața dumneavoastră și în fața Guvernului României cu cererea de a face proiectul de apă al municipiului Bacău, nu m-am gândit nici din punct de vedere electoral, pentru că rezerva de apă nu se simte decât atunci când nu este, ci m-am gândit pentru viitorul acestui oraș, care undeva în 20-25 de ani va putea să se gândească, poate la momentul respectiv, poate 30 de ani, să schimbe conducta de rezervă de apă. Deci sunt obiective și așa încerc și am făcut de fiecare dată în fața dumneavoastră, venind cu obiective pe termen lung. De asemenea, Spitalul Municipal, proiectul Spitalului Municipal, asocierea dintre cele două entități, așa cum bine spunea domnul viceprimar Scripăț, deschiderea, într-un fel sau altul, a celor colaborări dintre cele două unități administrativ-teritoriale, s-a făcut gândindu-ne la faptul că peste 15 sau 20 de ani, această structură spitalicească, Spitalul Sfânta Maria Bacău, va deservi poate nu doar teritorial locuitorii municipiului Bacău, ci cu certitudine și mai mulți. Totdeauna aceste proiecte și, făcând o mică paranteză, proiectul Spitalului Municipal este în continuare pe traseu corect și traseu normal. În momentul de față s-au finalizat procedurile de proiectare a complementarității. Suntem în faza de avizare de către Ministerul Sănătății acestui nou tip de proiect, acestor noi circuite. Sperăm cât mai repede să intre în folosință, în licitație, acest obiectiv. Eu estimez într-o lună sau două, poate trei, vom avea o licitație. Pe de altă parte, și eu, ca și domnul viceprimar Scripăț, ne dorim în 2018 finalizarea acelei străzi de 800 de metri, dacă nu mă înșel. Dar trebuie să avem conștiența faptului că îi urmează, în primul rând, o licitație. Și ne dorim din tot sufletul ca acea licitație să fie scurtă, să nu fie contestație, să nu fie de zeci de plângeri. Pe de o parte, dar pe de altă parte, lucrările, deși aparent sunt doar o simplă stradă, sunt un pic mai complexe și mai complicate. Dacă veți vedea un pic, sau dacă veți intra în profunzimea acestui proiect, veți vedea că acolo sunt niște rețele deosebit de importante, care trebuie mutate, vorba de rețele de gaze, rețele de telecomunicații speciale, se lucrează într-un anumit tip de regim, având în vedere apropierea de aeroport și sunt o serie de avize
deosebit de importantă, care comportă o anumită perioadă de timp. Plecăm, domnule viceprimar, cu speranța că în 2018, la final, vom circula pe această stradă. Dar trebuie să privim și realist, lăsând în această marjă de timp, ca termenul de finalizare să fie 2019. Împreună cu dumneavoastră, în momentul în care vă ocupați de străzile din municipiul Bacău, am avut plăcuta surpriză să avem un constructor, nu o să-i dau nume, care, deși avea o lucrare pe perioadă mult mai lungă de timp, a fost un constructor de bună calitate și a reușit să termine această stradă, cred că aproape într-un termen la jumătate. Exact. Sperăm că vom beneficia și de un constructor bun și în cazul străzii aeroportului și în cazul spitalului și aceste termene să fie cât mai scurte. Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Abține cineva? 19 voturi. A fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuției punctul 3 al ordinii de zi și îndrept pe domnul primar Cosmin Nicula să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu propunere de modificare a HCR 305 din 2017, prin care dumneavoastră Consiliul Local a desemnat reprezentanții în Consiliile de Administrație ale Învățământului Preuniversitar. Documentația a fost la mapă. Rog pentru vot favorabil Consiliul Local. Există aviz de legalitate? Domnul Fandraza. Aviz favorabil. Domnul Șarar Vizitiu. Doamna Consilier Brahmi Favăți. Domnul Consilier Curianu. Raportul Comisiei de Specialitate de Revizie. Favorabil. Domnul Consilier Stan Gabriel. Favorabil. Domnul Consilier Șoma. Favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Am. Da, domnul Consilier. Domnule președinte de ședință, stimați. Nu sunt de acord ca eu să-l înlocuiesc pe domnul Cristian Ghingheș, ca reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Constantin Flatu. Nu am fost întrebat și nici nu sunt de acord. Poate să propună, de exemplu, doamna Breamă, se pricepe, un înlocuitor pentru colegul nostru Cristian Ghingheș. Și în niciun caz nu-l voi înlocui. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, dar îmi permiteți, nu mă apuc, doar o să Doamna Consilier, domnul primar, vă rog. Stimați doamne și stimați domnul consilier local, departe de mine de a încerca să găsesc un subiect de vraj pentru dumneavoastră astăzi. Acest lucru s-a întâmplat, nu vreau să fiu nici măcar problema de ce s-a ajuns la această situație, chiar vreau să... Nu vreau eu să prezint acest lucru și nici nu vreau să-l discut. A fost doar o propunere, domnul consilier. Nu a fost nicio temere, nicio tentă, dar trebuie să vă spun și faptul că văzând relația de amiciție dintre noastră și domnul consilier Kinghe și m-am gândit că poate să-l înlocuiți, da? Asta a fost doar un simplu raționament, o simplă propunere. Nu înseamnă că neapărat trebuie să și se întâmple. Vă rog. Înțeleg că dumneavoastră nu reușați să propuneți în locul dumneavoastră, nu? Nu am și propunerea executivă. Nu am și nici nu am eu vedere. Deci nu am fost întrebat. Am înțeles. Nu sunt inițiator de proiect, domnul primar fiind inițiator de proiect, poate să propună pe cine vrea. Domnul Ghingheș, sunt colegi din președinte. Mare, major, poate să răspundă singur. Nu am fost întrebat, nici nu am fost înlocuit în celălalt de Consiliul de Administrație, nu am fost întrebat nici acum. Domnul consilier Ghingheș, eu îl propun pe domnul consilier Ilie Bursi. Domnul secretar, spune-mi la vot amendamentul ca să puteți să-i cuvântul de vot. Da. Propunerea. Domnul consilier este de acord. Este pentru domnul Bursi, sunteți de acord, mă nu e, da? Ar fi mai oportun de la formațiunii politice.
Mai avem o relație bună. Deci opoziția este unită, noi suntem mulțumiți. Dar și opoziția trebuie să facă parte din Consiliul de Administrație, domnul. Aici, dacă îmi permite, domnul președinte de ședință. Da, vă rog, domnul. Chiar dacă subiectul este dus oarecum derizor. Dar totuși, de la care accept cu colegului Cristian Ghingheș, nu accept cu colegului Cristian Ghingheș și accept. Deci, înainte de a trece la procedura de vot, totuși, trebuie să fac această mențiune. Înainte de a se duce în derizor această chestiune. Dumneavoastră, consilierii locali, aveți responsabilitatea și obligația de a face parte din aceste consilii de administrație. Nu e o glumă, este o datorie pe care dumneavoastră o aveți ca și reprezentanții cetății. Dincolo de faptul că toți ne-am dorit să fim ba primari, ba consilieri locali, la pachet cu aceste demnități vin și obligații care ar trebui să ni le exercităm. Nu e suficient să faci figurații în Consiliul Local. Mai e și treabă de făcut, iar una dintre aceste componente ale muncii de consilier este să reprezinți orașul în Consiliul de Administrație. Acolo unde se ia decizii, la școala respectivă. Și cred că trebuie un subiect tratat un pic mai aplecat și cu mai multă seriozitate de către Consiliul Local și de către consilierii locali cu preponderență. Având în vedere că avem acceptul și de la domnul Ghingheș, supunem la vot propunerea domnului viceprimar. Cine este pentru domnul Bârdu în locul domnului Nicrăuș? În unanimitate de voturi s-a votat ca domnul Bârdu să figureze în locul domnului Nicrăuș pe buletinul de vot. Vă mulțumim. Există aviz de legalitate la acest proiect? Domnul Pantoza? Aviz favorabil. Domnul Șoara de Ziu? Doamna consilier Chibreac Mărbăt? Domnul consilier Curiană? Favorabil. Raportul Comisiei de Specialitate 3 este favorabil. Domnul consilier Stan Gabriel? Favorabil. Domnul consilier Șova? Favorabil. Mulțumim. Să trece la procedura de vot secret. Vă rog frumos să vă intrați în atribuții comisia de validare. Aveți la dispoziție urna de vot. Thank you.
Mulțumim.
mulțumesc domnului director Seto, care se află prezent printre noi, astăzi aici, pentru orice lămurire necesară, probabil și pentru lămurirea situației de data trecută. Domnul director vă poate prezenta mai multe detalii. Vă mulțumesc. Vi pe domnul secretar să prezinte avizul de legalitate. Există avizul de legalitate. Domnul Fantastru Ciprian, vă rog. Aviz favorabil. Domnul Chindru Șomică. Aviz favorabil. Doamna Pintirie Izabela. Favorabil. Doamna consilier Braga Dravăț. Domnul consilier Curian Mândre. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Specialitate 3 este favorabil. Doamna consilier Standarier. Favorabil. Doamna consilier Șova. Favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Da, domnul consilier Gingheș. Mulțumesc. Domnule primar, dacă vă întrebăm de data asta de ce este majorată cotizația, știți? Pentru că și data trecută ați fost dumneavoastră inițiator și astăzi sunteți inițiator și bănuiesc că dacă ne propuneți o cotizație mărită, ar trebui să știți și din start argumentele. Nu să vină directorul până aici. Cu toate, trebuie să fie prezent și astăzi să văd prezent. Dar bănuiesc că atunci când inițiați un proiect de hotărâre, aveți toate datele probleme, la meu. O mare victorie politică. Domnul director, se tot să prezentați cele ce aveți de spus. Doamnă și doamnă consiliere, încep prin a vă prezenta înainte de a luat de orice. Numai un pic, domnul. Sigur. Sigur. Sper că vocea este suficient de puternică. Dar că nu este registrat. Este nevoie. Mulțumesc, domnule primar. Domnule președinte, doamnă și doamnă consiliere, înainte de toate și orice, scuze pentru absența de data trecută. Însă sper că motivele pe care vi le voi prezenta vor fi suficiente să-mi discutați absența. În primul și în primul rând, rememoram pe parcursul acestei ședințe ultima dată când am fost în prezența dumneavoastră. Și mi-aduc aminte cu plăcere. Am lipsit data trecută din cauza unui motiv care riscă să ne doară pe toți. După 8 ani de aviz, cred că de plăcere și durere, am să aleg durerea. Fac o paranteză și vă mulțumesc, domnule primar, pentru faptul că ați binevoit să retrageți proiectul anterior de pe ordinea de zi. Ne aflăm în fața unui moment, așa cum anunțam și data trecută, important pentru întreg județul Bacău, și dacă e important pentru județul Bacău, îndrăznesc să spun că este important și pentru municipiul Bacău, prin amploarea pe care o are municipiul, dacă județul. Nevărat data trecută să semnăm contractul cu operatorul de semnat câștigător. Din păcate, nu putem. Vin în fața dumneavoastră cu două vești. Una bună, cea legată de documentația pentru comentarii și transport Bacău și 22, și una foarte tristă. Deși am desemnat operatorul câștigător în luna noiembrie, mâine suntem în luna martie și nu putem semna contractul. Știm cu toții ce prezenți în sală că celula 1 a depozitului ecologic conform își epuizează capacitatea de depozitare. Avem operator desemnat, avem o celulă nouă, avem instalații funcționale. Însă nu putem să da acest contract din cauza unui membru adis, unul singur, un consiliu local, cu o majoritate. Evit discuțiile de natură politică. Însă fac apel la doamnele și domnului consilier, care sunt reprezentanți partide politice. Avem nevoie de sprijin pentru a dezvolta această situație. Pentru că ne interesează pe toți. Și o să ne doară pe toți. Revin încă o dată la scuzele legate de absența de data trecută. Am considerat că, deși nu sunt prezent personal, lucrurile pot fi explicate și demonstrate cât se poate de clar și firesc. Pentru că este dreptul dumneavoastră, doamnă și domnul consilier, de a ști cum se cheltuiesc acești bani ai municipiului Bacău de către asociații. Și o să fac un mic recurs la memorie. La aceeași ședință de anul trecut, la care am fost prezent și am explicat faptul că, din păcate, pentru noi toți, deci am avut la dispoziție bani europeni, astăzi cheltuim bani din bugetul municipiului Bacău pe care face o documentație. O parte din documentație a fost refăcută. Iar dumneavoastră știți acest lucru, pentru că pe 20 decembrie ați aprobat studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale
în municipiul Bacău și 29 de comune limitrofe. Dar acela este doar început. Urmează două componente, și anume documentația de licitație în sine și procedura. Care procedură va avea nevoie, așa cum bine știți, de multe ori, de o asistență tehnică. Și dacă îmi permiteți, o să vă spun că sunt costuri care se apropie de valoarea cotizației municipiului Bacău. Din păcate, pentru asociație, domnule primar, domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor consilieri, această asociație s-a bazat pe doi filoane. Pe Consiliul Județean Bacău și pe municipiul Bacău. Inclusiv pe ceea ce înseamnă componenta de contribuție financiară. Dar, din păcate, suntem încă departe de a face serviciul public de salvizare în județul Bacău funcțional. Ne-am angajat în fața dumneavoastră ca în cursul acestui mandat să reușim să oferim cetățenilor municipiului Bacău un serviciu de salubrizare la standardele pe care le merită. Sperăm din tot sufletul să putem face acest lucru. Săptămâna trecută abia am reușit să aprobăm bugetul de venituri și cheltuieli al asociației, în așa fel încât să putem demara achiziția serviciilor de consultanță necesare de facere documentației. Însă spuneam, domnule primar, din păcate, deci am avut la dispoziție bani europeni și municipiul Bacău a avut la dispoziție bani europeni. Cheltuim astăzi din bani proprii. Cu permisiunea dumneavoastră, revin la subiectul sensibil al epuizării capacității de depozitare în celălalt și fac prin intermediul acestei ședințe un apel public către singurul UAT din județul Bacău, care riscă să ne pună într-o situație de criză pe absolut toți. Și, din păcate, fără a fi vreo vină prezentă în această sală, municipiul Bacău va avea cel mai mult de suferit, pentru că băcăoanii suntem cei mai numeroși. Aici se generează cele mai multe deșeuri. Și nu ne putem permite nici măcar o săptămână să rămânem cu deșeurile în oraș. Dacă sunt nevoie de explicații punctuale, asupra cuantumului cotizației. O să vă spun încă o dată că aproape întreaga sumă care vine din partea municipiului Bacău va fi cheltuită pe ceea ce înseamnă refacerea documentației de atribuire. Această documentație de atribuire, domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, a existat. A fost făcută din fonduri europene. Însă, din păcate, pentru toți cei prezenți în sală, ne-a fost trimisă cu foarte mare întârziere. Și când spun acest lucru, vorbesc de un decalaj de aproape 7 ani de zile. Și în momentul în care am primit-o, nu mai era utilizată. Acesta este și motivul pentru care, de două parte, există această creștere a cotizației. După cum vă discutea remarca și toate celelalte unități administrative teritoriale, dar în special Consiliul Județean Bacău, au aprobat cuantumul de cotizație mărit. Dați-mi voie să vă mulțumesc și pentru faptul că ați avut amabilitatea de a aproba proiectul de hotărâre prin care puneți la dispoziția asociației din care faceți parte spațiu într-o clădire alăturată. Sper că mesajul pe care îl transmit și vă rog să-mi înțelegeți îngrijorarea legată de faptul că riscăm ca în curând, și vorbim de un interval de săptămâni spre luni, întreg județul Bacău, ca aflându-mă sala de ședința Consiliului Local Bacău, trag un semnal de alarmă în ceea ce înseamnă riscul unei situații de urgență legate de depozitarea deșeurilor și solicit concursul, indiferent că vorbim de componentă politică sau chiar personală în deblocarea acestei situații. Avem două posibilități. Fie o ipoteză chirurgicală, de care, deși nu-mi face plăcere, pentru că, la urma urmei, este vorba de acordul unui Consiliu Local, acord pe un rezultat al unei licitații la care a fost împuternicit de chiar acel Consiliu Local să obținem, repet, fac apel la orice posibilitate de sprijin. Pentru a nu ajunge în situația în care ADIS-ul se exclude unul dintre membri. Vreau să fiu corect înțeles. Niciodată în activitatea pe care o desfășor nu voi permite să privesc prin prisma vremelniciei funcției mele sau, și aici aș vrea să nu fiu înțeles greșit,
a faptului că, la un moment dat, o anumită persoană este primar al unui oraș. Există o componentă politică importantă în Consiliul Local care dă o majoritate, dar care riscă să blocheze un întreg județ. Sper să fiu corect înțeles în demersul meu. Nu există niciun fel de conotație politică a ceea ce spun. Îndrăznesc ca să trag un semnal de alarmă asupra unui risc pe care îl înfruntăm cu toți. Vă stau la dispoziție, ca de obicei, cu orice alte informații suplimentare. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Mărăuși. Domnule director, domnul primar, domnul Mărăuși. Vă mulțumesc, domnule director. Ca de obicei, ați avut o prezentare foarte corectă și foarte justă. Dar îmi permit, din ipostaza noastră, fiind un tehnician, tehnocrat, până la urmă, îmi permit eu, ca politician, să fac o sinteză. Sau nu ca politician, ci ca decident politic al unui oraș care este, într-un fel sau altul, pus în pericol. Făcând această sinteză, se poate înțelege în felul următor și vreau să mă corectați dacă greșesc. 1. La momentul în care se desfășura ședința de Consiliu Local data trecută și cineva ar trebui să ne explice ceea ce ne-ați explicat dumneavoastră acum. Erați plecat la Comănești, nu? 2. Acel Consiliu Local care în momentul de față blochează activitatea AVIS este Consiliul Local Comănești, care AVIS-ul, deși are contract semnat, are contract, are licitație adjudecată. Un operator al noi gropi de gunoi, pentru noua celulă 2. Există un singur membru ADIS care nu vrea să înțeleagă din rațiuni care dincolo sunt dincolo de puterea normală de înțelegere. Și acel Consiliul Local este Comănești. 3. Soluția chirurgicală înseamnă ca ADIS-ul, asociație din care fac parte toate UAT-urile din județul Bacău, să dea afară, ca pe o măsea stricată, acești oameni care nu raționează decât într-o cheie pur politică sau pur economico-politică, nu pot să-mi dau seama. Sau poate că acest Consiliu Local îi se dă până la urmă de către Dumnezeu mintea omului cea de pe urmă și înțelege faptul că pune în pericol, și repet, pune în pericol starea de sănătate a populației. 4. Banii europeni pe care municipiul Bacău ar fi trebuit să-i utilizeze cu cap se referă la acea documentație privind scoaterea la licitație a colectării și transportului, documentație care nu a fost prezentată la timp de către municipiul Bacău, a fost prezentată doar din momentul în care s-a schimbat puterea politică și administrativă. După cum bine știți, s-a făcut un contract de prelungire a delegării în 2013, care comportă o serie de elemente de legalitate. 5. Contribuția pe care dumneavoastră o solicitați într-un cuantum crescut în momentul de față, de la Consiliul Local al municipiului Bacău, comportă o creștere pentru absolut toate comunele și orașele și municipiile din județul Bacău. Dar trebuie să fim și foarte sinceri, să-mi spuneți dacă crește sau nu, mare parte a acestei creșteri de cotizație, pentru a răspunde tuturor celor care au dubii și semne de întrebare cu privire la înțelegerea și posibilitățile de înțelegere a unora sau altora cu privire la aceste raționamente ale serviciilor municipale. Deci creșterea, de această creștere și de acest quantum crescut, vor beneficia cu preponderență Bacăul și cele 22 de comune, care vor beneficia de asistență tehnică și de o licitație așa cum trebuie, pentru colectare și transport. M-am făcut, am înțeles bine, domnul director? De obicei, da, domnule. Am urmărit cu foarte mare atenție. Mă gândeam totuși din discursul meu destul de lung. Poate ați omis ceva. Nu. 100% corect. Mă bucur că mi-e poate și îngrijorarea de istorie. Și sper că împreună să reușim. În caz contrar, cu permisiunea voastră, o să am așteptarea așa cum și la studiul de oportunitate Consiliul Local Bacău a fost primit și Anaton, la fel cum la contractul cu Ecosud, Consiliul Local Bacău a fost primit și Anaton, și dacă vom ajunge în situația excluderii unui membru, să beneficiem de aceeași înțelegere, pentru că absolut tot ceea ce facem este transparent în litera legii și a statutului. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi! Domnul viceprimar Stivos. Da, din păcate,
Întrebarea care urma să fie atins-o domnul primar, semn că ne înțelegem încă și gândim la fel. Dar eu aș vrea... Gândim la fel, iubim la fel. Eu am o vârstă și nu mai suport termenele lungi. Acum vine întrebarea. Ca procedură. Știu, e vorba de o atitudine comunistă, a spus-o domnul primar, trebuia să spuneți dumneavoastră, fără nicio reținere. Ne frânează acest proiect. În cât timp îi puteți elimina sau ce puteți să faceți să deblocăm situația, mai ales că e vorba de o intervenție europeană și vă rog să țineți cont că celula 1 nu poate funcționa mai mult de o lună. O spun cu toată seriozitatea. Suntem într-un mare pericol. Trebuie, până la urmă, depozităm tot gunoiul în municipiul Bacău. E chiar o mândrie pentru noi să aducem viitor județul. Bacău să fie groapa de gunoi al județului. Faceți demersurile urgentați, îl licitați și dați drumul la celula 2. De asta, voiam să știu, condensat așa să-mi spuneți de două vorbe, ce presupune eliminarea unui acel, poate dacă nu se aliniază la asociație, că până la... sau ce sancțiuni pot apărea. Mulțumesc. Vreau să vă spun, noi, grupul PMP, vom vota la acest proiect. Apreciez, mulțumesc. Sper că să existe consens pe tot ceea ce înseamnă activitatea DIS-ului. Ca să fiu foarte scurt, este nevoie de aprobarea prin hotărâre de Consiliu Local, a modificării statutului și actului constitutiv al asociației și a aprobării excluderii UAT Oraș Comunic din cadrul asociației pe motivul statutar, prevăzut de articolul 12, alineatul 4 din statut, este vorba despre cazul în care comunitatea administrativă teritorială, prin Consiliul Local, nu aprobă contractul de delegare, ci urmează să fie încheiat cu operatorul desemnat câștigător. Aveți nevoie și de acordul celorlalți membri ADIS? Da, da, da. E da, mai complicat? Da. Însă, 93 de ședințe, 93 de articol și... Însă, dovezile de încălcare și de încadrare în prevederile statutare sunt clare, deși există componentă emoțională pe un vot politic. Vorbim de o situație obiectivă care riscă să denatureze pentru întreg județul. De aceea încep să devin, din punct de vedere tehnic și personal, adeptul intervenției chirurgicale. Dar absolut totul trebuie supus aprobării celor 93 de consilii locale membre în ANIS. În altă ordine de idei, în riscul pe care l-a subliniat domnule viceprimar, sunt conștient de el. Cred că în acest interval scurt de timp, dacă săptămâna viitoare vor fi transmise de la ANIS proiectele de hotărâre, se vor aproba de către Consiliul Local din județ și sper totuși ca până luni să avem un semnal favorabil din partea Consiliului Local Dumănești, în condițiile în care astăzi a fost transmis ultima adresă, să spunem, amiabilă. E, și cred că vă dați seama, e o situație de nedorit. Dar întotdeauna voi gândiți, sunt 20.000 de locuitori în acel oraș, care au nevoie, la fel ca și noi toți ceilalți, de depozitarea deșeurilor. UAT Oraș Comănești va avea de plătit enorm de mult. Vorbim de investiții realizate prin proiect, prin proiectul finanțat pe post-mediu, de peste 1,5 milioane de euro de care a beneficiat Comănești exclusiv. Vor da banii înapoi. Conturile vor fi blocate de Ministerul de Finanțe până la acoperire integrală a sumei. E o situație cu multiple componente, inclusiv de natură penală. Pentru că nu uitați ceea ce vă spun. În 2014 am fost mandatați de către toți membrii ANIS să susținem această licitație. Am finalizat-o prin desemnarea câștigătorului în 2017. Timpul nu mai este un aliat, mai ales în condițiile utilizării celulei 1. Sper că acest discurs a fost suficient pentru eventualitatea în care, doamnelor și domnilor consilieri, veți primi la mapă
un proiect de hotărâre legat de acest subiect. Mulțumesc! Mulțumim, domnule director. Discuții dacă mai sunt asupra proiectului. Dacă nu, invit pe propriul domnul secretar să se pună la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 19 voturi, a fost aprobat proiectul de hotărâre. 18 voturi, pentru că domnul Fechet a spus că nu poate. Supun discuției punctul numărul 7 al ordinii de zi și invit pe domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive la acest proiect. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră privind aprobarea cotizației anuale aferente fiecărui membru al Asociației Dezvoltare Intercomunitară Bacău Adib. În sală se află domnul președinte Ciobănița. Pentru orice detalii vă stă la dispoziție, de asemenea pentru orice fel de întrebări. Vă mulțumesc. Invit pe domnul secretar să prezinte. Domnul Fantaza. Aviz favorabil. Domnul Ghinduș. Aviz favorabil. Doamna Pintilie. Doamna consilier Bragnu Plavăț. Favorabil. Domnul consilier Burianu. Disfavorabil. Raportul Comisiei de Specialitate 3 este favorabil. Domnul consilier Stan Gabriel. Favorabil. Domnul consilier Șova Cățun. Favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Nu sunt... Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 19 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuției punctul 8 al ordinii de zi și invit pe domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Vin în fața dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali, cu documentația aferentă proiectului de hotărâre prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea de Servicii, Societatea Termoenergie Grup Bacău, reprezentând pierderi din prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat. Este practic o obligație legală pe care trebuie să-și o asume municipiul Bacău prin Consiliul, prin intermediul Consiliului Local, de blocarea acestor sume, reprezentând practic o obligație pe care o avem față de operator. În sală este prezent domnul director general. Vă poate sta la dispoziție pentru orice fel de întrebări. Pe de altă parte, făcând un foarte scurt rezumat al activității în momentul de față al Termoenergie, ne îndreptăm vertiginos spre zero datorie către fostul furnizor de gaze. E, din punctul meu de vedere, un moment istoric pe care trăiește municipalitatea Bacău. Pe de altă parte, avem în sfârșit proiecte de dezvoltare a acestui sistem de termie. Nu că ne-am fi dorit, ci pentru că așa este normal, odată ce ai accesat cele 85 de milioane de euro, nu poți să te joci de a fondurile europene, cum au făcut-o în sau alții. Suntem într-un fel sau altul condamnați să facem aceste proiecte și de data aceasta chiar facem treabă bună. S-a semnat contractul, administratorul poate da explicații în acest sens, s-a semnat contractul privind acea închidere în Elara. Vă aduceți aminte, a venit în fața dumneavoastră cu prezentarea faptului că vă face acele bypass-uri între magistratele principale. De asemenea, se scoate la proiectare legătura făcută dintre Termoenergie și Spitalul Județean de Urgență, unul dintre mari consumatori ai municipiului Bacău. De asemenea, discutăm în momentul să așteptăm mai repede scoaterea proiectului privind înțeparea nouă magistrală de gaz pentru a ajunge la acea presiune de 6 bar, capabilă să ne crească producția de curent electric, de energie electrică și cu speranța faptului că vom ajunge pe finalul anului, așa cum am discutat cu domnul director general și domnul director tehnic Baruș, să ajungem într-o situație în care creanțele pe care le aveam față de Termoenergie se scapă. Domnul director, domnilor consilier, domnilor consilier, domnul secretar să prezinte avizul de legalitate. Avizul de legalitate. Domnul Fantaza. Aviz favorabil. Domnul Chindruș. Aviz favorabil. Doamna Virginie. Aviz favorabil. Doamna consilier Bragnu Bravăț. Favorabil. Domnul consilier Burianu. Aviz favorabil.
Raportul Comisiei de Specialitate 3 este favorabil. Domnul consilier Stangalier. Favorabil. Domnul consilier Șopa Duzu. Favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre, vă rog. Rog pe domnul secretar. Mă scuzați, domnul viceprimar. Eu vreau să-i spun bun venit domnul director Pavel. Dacă acum 10 ani era o mândrie, sau eu știu, a fi director general la CET, astăzi pot să-i spun altceva. Eu încă merg pe ideea, am făcut și publică, că CET-ul se duce undeva pe un drum fără întoarcere. Și să dea Dumnezeu ca domnul director și echipa care există și cu sprijinul nostru să putem face acele lucrări, măcar să ținem în echilibru această societate. Apreciez mult inițiativa domnului primar de a finanța acele bypass-uri capabile ca să preia în caz de defecțiune, să se izoleze doar zona și prin niște maniere tehnice acționate la niște vane, să putem să încălzim, totuși, chiar dacă cu caracter provizoriu, zona afectată de defecțiune. Rețeaua primară este distrusă, pe rețeaua secundară s-au făcut niște lucrări și sunt într-o fază avansată. Cumva lucrurile sunt rezolvate, dar rețeaua primară este foarte defectă. Instalațiile sunt, îndeplinesc, eu știu, norme de casare, sunt distruse, se deteriorează din ce în ce mai des și sunt probleme, iar reabilitarea lor se necesită costuri foarte mari. Mult succes, domnule director, și-a dus pur sprijinul. Mulțumim, domnule viceprimar. Domnul primar. Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Iarăși, domnul viceprimar Constantin Scripăț mi-a ridicat mingea la birou și pentru că tot am lansat o serie de teme de discuții. Trebuie să le stabilim așa cum sunt ele. Reiterez ceea ce am zis de fiecare dată, raportat la fonduri europene. Da, sunt unul dintre oamenii care am spus că acest proiect pentru municipiul Bacău este o mare povară și o mare pacoste. A fost o greșeală politico-administrativă catastrofală ca să accesăm acele 85 de milioane de euro. Este un proiect care, din punctul meu de vedere, mi se pare o noapte a minții pentru orice administrator normal al unui oraș. Dar așa s-a întâmplat atunci. Consiliul Local, la momentul respectiv, l-a votat într-o mare veselie. A părut că e ceva foarte fantastic. De fapt, părerea mea este că s-au urmărit doar cei 85 de milioane de euro. Tuturor le-au scâmpit ochii după 85 de milioane de euro. Dar n-am mai văzut și consecințe. Pe de altă parte, nu ne putem juca cu fondurile europene. Odată ce ți-a asumat ca oraș, indiferent cum îl cheamă pe primarul sau pe consiliul local respectiv sau pe viceprimarul respectiv, ți-a asumat în fața Uniunii Europene, înseamnă că răspunzi de acel proiect. În momentul în care trântești acel proiect sau nu-l mai duci la capăt, înseamnă că ești pasibil să dai înapoi corecții financiare de 100%. După cum știți, am fost unul dintre fervenții adversari acestui proiect. Pe de altă parte, am venit în fața Guvernului României și sunt aici reprezentanții mass media, care vă pot confirma faptul că eram lângă Ministrul Fondurilor Europene de la acea dată, domnul Nica, și le-am spus cu textual, vă predau și vă pun în brațe acest termen energie și vă rog frumos să vă ocupați de el, pentru că municipiul Bacău nu are nicio vină să fie înglodat în datorii pe care dumneavoastră, Guvernul României, le-ați validat. Iarăși, dincolo de orice culoare politică. Cum a funcționat acest proiect european, trebuie punctat un pic pentru a nu uita. Știți, să fac un pic de recurs la memorie. A venit un mare consultant aici la Bacău, nu o să spun în fața dumneavoastră, dar în fața organului de cercetare penală s-a prezentat acest aspect. A venit un mare consultant care a venit și a spus, doamne, ce minunat e să faceți acest proiect. Da? S-au dus toate aceste proiecte către Guvernul României, iar Guvernul României a zis, da, e extraordinar acest proiect. Felicitări, haideți să-l facem. Din acel moment și din acel punct, consider că vinovat este inclusiv Guvernul României. Municipiul Bacău a venit și a făcut o propunere, dar Guvernul României a spus că o susține. Mai mult decât atât, din 85 de milioane de euro, circa 45 provin de la Guvernul României, fiind fonduri guvernamentale. Diferența fiind de la Uniunea Europeană. Eu am venit în fața Guvernului României din anul 2017 și am spus acest aspect. Guvernul României și-a asumat acest proiect
îi urez să o ducă până la cap. 2. Termoenergy Bacău este producător de energie electrică. Discutăm de sisteme de siguranță națională și strategice. Da? Invit Guvernul României să-l preia să fie un mare jucător în continuare cu piața de energie. 3. Raționamentele pentru care acest proiect, din punctul meu de vedere, a fost făcut, sunt greșite. Au fost niște axe pe mediu, dar nimeni nu a discutat nici la Guvernul României, nici la Municipiul Bacău, nici la UE, de fezabilitatea economică. Ori în momentul în care angajezi de asemenea sume pe un proiect de asemenea dimensiuni, trebuie să gândești totuși cât de cât și la componenta de mediu, cu prioritate. Dar trebuie să iei în calcul și dimensiunea economică. Ori trebuie să fim foarte realiști, să spunem faptului că, să spunem faptelor pe nume, că acest monstru, acest mamut termoenergic, înghite circa 45 de milioane de lei anual pentru circa 15% din populația municipiului Bacău. Astea sunt realitățile și astea sunt cifre. Care e datoria noastră în momentul de față? Doar să constatăm că se duce nu știu unde termoenergic. Ci să găsim soluții, să fim corecți în abordări, să ne menținem și asumările în fața Uniunii Europene și să găsim toate soluțiile de rentabilizare și de viabilizare. Mai fac o mică paranteză și aici dau dreptate într-o totul domnului viceprimar. Este, din punctul meu de vedere, o crimă raportat la acest proiect să te apuci de rețelele secundare în loc să te apuci să refaci cele trei magistrale principale care au o vechime între 1974 și 1996, dacă nu știu. Cea mai nouă din 1996. Și tu te apuci să refaci rețelele secundare și nu magistrale. Astea sunt niște chestiuni care, repet, cred că alții și alte organe ale statului român pot să dea explicații. Cam asta este, pe scurt, povestea lui Termoenergy. Suntem într-un fel sau altul condamnat să găsim soluții, condamnat să-l facem să meargă. Sau, împreună cu Guvernul României, pentru că nu abandonez această idee, de a fi preluat într-un fel sau altul, de către structurile Guvernului, sub o formă sau alta. Eu nu spun să cedeze proiectul, și dacă într-adevăr așa e o emulație în Uniunea Europeană să mergem pe sistemul centralizat, atunci haide să-l susțină statul român pe ansamblu. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că există doar 7 proiecte în țara asta, care funcționează acest sistem centralizat. Cel mai performant dintre ele este Oradea. Vreau să luați în calcul faptul că Oradea, nu doar faptul că are un primar bun, recunosc acest lucru, dar Oradea are consumatori captivi. Abia în acest an au gaze naturale. Se trag gazele naturale. Deci am sunt surse de încălzire, e complicat. Pe de altă parte, cam toate celelalte proiecte sunt la fel de șubrede, și la fel de problematice, cum este cel de la Bacău. Din rațiuni care vi le-am explicat anterior, reiterez acest aspect. Există în continuare și există posibilitatea ca Guvernul să-l preia, o văd pur legal și pur fezabilă. Iar în momentul în care voi considera că nu mai avem soluții, alte soluții, puteți fi sigur că voi veni în fața dumneavoastră proiectul de hotărâre de a ne adresa prefectului și președintelui Consiliului Județean privind redactarea proiectului de hotărâre, privind preluarea acestui obiectiv făcut de către Guvernul României. Pe de altă parte, vă informez că vineri vom fi prezenți la ora, vom fi prezent la ora 10 la premierul României, exact, pentru a discuta și această componentă a acestor tipuri de proiecte, care au născut și nasc suficient de multe semne de întrebare cu privire la fazarea lor, la subsistența lor și cu privire la posibilitatea derulării și continuării acestor tipuri de proiecte într-o marină realistă. Mulțumim, domnule primar. Discuții dacă mai sunt. Dacă nu, invit pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Ne abține cineva? 19 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuției punctul 9 al ordinii de zi și invit pe domnul primar Cosmin Necura să prezinte expunerea de motive la acest proiect. Mulțumesc, domnule președinte, în ședință. E vorba de proiectul de hotărâre numărul
9, privind completarea HR 441 din 2010, prin care s-a înființat Clubul Sportiv Municipal Bacău. Este vorba, în esență, de înființarea unei noi secții, o altă ramură sportivă, dar pentru a vă da mai multe detalii de natură tehnică, se află reprezentantul cu Sport Club Municipal Bacău în sală, care vă poate sta la dispoziție pentru orice fel de informații. Invit pe domnul secretar să prezinte avizul de legalitate. După avizie, vă rog. Imediat după avizie. Domnul Fanciu Atacelea, vă rog. Disfavorabil. Domnul Gabriel Adrian. Domnul Roșu Daniel. Doamna consilier Breagna Clavăț. Disfavorabil. Domnul consilier Orelian Mandelin. Aviz favorabil. Eu am zis. Raportul Comisiei de Specialitate este favorabil. Domnul consilier Stan Gabriel. Favorabil. Domnul consilier Șovac de Sus. Favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre, vă rog. Da, domnul consilier. Da, și avem un amendament de făcut. Argumentat... La microfon, domnul consilier. Da. Deci, aș avea un amendament de făcut. Argumentat de informarea primită de la Ministerul Tineretului și Sportului, în care se face referire la reorganizarea unor departamente din cadrul Federației Române de Arte Marțiale de contact. Și aș cita, în cadrul secțiunii kickboxing Muay Thai, menționate în statut și act constitutiv, se solicită eliminarea lor, deoarece se regăsesc la nivel departamental în cadrul Federației Române de Arte Marțiale de contact, ramura de sport, arte marțiale de contact. Deci, ca amendament, se modifică denumirea ramului de sport kickboxing cu denumirea ramului de sport arte marțiale de contact. Supunem la vot amendamentul domnului consilier. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Abține cineva? Nu. Acolo o spate vă abțineți? 6 vor. 6. 6 abțineți. 6 abțineri și 13 voturi pentru amendamentul aprobat. Rog pe domnul secretar să spună la vot proiectul formal. Finală. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Două abțineți, domnul Crețu, vă abțineți, vă abțineți. Domnul Crețu, domnul Crețu, spuneți-mi și mie. Libra din greșeală. V-ați abținut sau vă explicați din greșeală? V-ați abținut. Dar domnul Ghighez, v-ați abținut spunea. Deci două abțineți. 17 voturi pentru. A fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuției punctul 10 al ordinii de zi și invit pe domnul primar Mecula să prezinte expunerea negativă la acest proiect. Mulțumesc, doamne președinte de ședință. Vine în fața dumneavoastră cu proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului chirii acte de locuințelor la anele de 1900 din municipiul Bacău, conformitate cu HG 962 din 2001 și 152 din 1998, modificate și completate pentru anul 2018. Domnul Fantaza. Doamna Bărgașu Cristina. Favorabil. Doamna consilier Dragă Bravăț. Favorabil. Domnul consilier Curian Mădărin. Raportul Comisiei de Specialitate 3 este favorabil. Domnul consilier Stan Gabriel. Favorabil. Domnul consilier Șova. Favorabil. Discuții asupra acestui proiect de hotărâre. Președinte, dacă îmi permiteți, am uitat să fac o singură mențiune către doamna și domnul consilieri. Vreau să vă anunț, cuantumul chiriilor nu va crește pentru anul 2018, deși discutăm aici de actualizarea indicilor de inflație. Se menține într-un nivel foarte redus. O să vreau să vin și încerc să vin de anul trecut cu un proiect de hotărâre în fața dumneavoastră privind vânzarea
acestor imobile AML pentru municipiul Bacău sunt o povară. De ce spun acest lucru? Pentru că acest cuantum al chiriilor se duce la București, într-o proporție covârșitoare, noi este 70%. Noi, practic, suntem obligați să le întreținem, dar chiria și banii o iau alții. Bun. Asta este principiul legal, nu este o problemă, dar legea dă posibilitatea vânzării. Țin să vă anunț că împreună cu domnul viceprimar Ștefan facem niște eforturi substanțiale să le vindem, dar suntem blocați. Aici e un element care tehnic, într-adevăr, domnul viceprimar, dar unul care depășește sfera tehnică, se apropie de sferă penală. Ce unii dintre evaluatorii care au făcut planurile cadastrale, dacă nu mă înșel, pentru aceste locuințe anele, le-au făcut greșit. Le-au făcut prost. Ele au fost trimise către ANL București. ANL București ne-au zis, doamne, aceste evaluări pe care le-ați făcut dumneavoastră prin intermediul acestor evaluatori sunt greșite. Evaluările, da, respectiv fără evacuare, cum spune domnul și viceprimar. Evaluările nu au fost făcute pe vremea noastră, nici a mea, nici a domnilor viceprimar, nici a dumneavoastră. Au fost aparțin unui alt mare maestru care juca prin administrația publică în executiv. Reiterez pe această cale o rugăminte, se știu dumneavoastră cine sunt. Reiterez dorința mea de a găsi o cale amiabilă și de a-și face treaba așa cum trebuie. Dar nu ne forța să ajungem în situația în care să prezentăm organelor statului ceea ce au făcut dumneavoastră și faptul că în momentul de față se blochează întreaga administrație și zeci de cetățeni care își doresc să cumpere aceste imobile sunt blocate de aceste evaluări catastrofice. Mulțumesc. Discuții dacă mai sunt. Rog pe domnul secretar să spună la vot proiectul de hotărâre. Este pentru. Este cineva împotrivă. Se abține cineva. Cu 19 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuției punctul 11 al ordinii de zi și invit pe domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive la acest proiect. Mulțumesc, domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor consilieri locali, vin în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta proiectul de hotărâre privind aprobarea listei, privind solicitații care au acces la locuințe pentru tineri destinate în chirie. Mai fac o ultime mențiune, după cum știți, spre deosebire de fosta etapă administrativă, primarul nu are o implicare directă în această comisie, nici nu decide cine ia, cine nu ia. Este treaba consilierilor locali și este treaba celor din aparatul de specialitate care sunt prezenți în acele comisii. Dar fac un apel de această dată către dumneavoastră, cei care sunteți consilieri locali și care sunteți prezenți în acea comisie. Vă rog frumos, mergeți la lucrările comisiei. Nu e un drept de a merge. E și obligație legală. Participând la lucrările acelei comisii, vă interesați de soarta cetățenilor care își doresc acea locuință. Votul dumneavoastră e foarte important acolo și e foarte bine să participați totuși. Și repet, nu e suficient doar să pozăm în ședința de Consiliul Local. Mulțumesc. Domnul secretar, invit de legalitate. Domnul Fantaza. Favorabil. Doamna Bartașu Cristina. Favorabil. Doamna consilier Graham Lauz. Favorabil. Domnul consilier Curian Măzăin. Favorabil. Raportul Comisiei de Specialitate este favorabil. Domnul consilier Stan Gabriel. Favorabil. Domnul consilier Șova Brâzu. Favorabil. Discuția asupra acestui proiect de hotărâre. Da, domnul viceprimar, dragul Ștefan. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fac câteva precizări. Anul acesta s-au depus 126 de dosare pentru locuința ANL, s-au reactualizat, mai bine zis. Au fost eligibile 110 pe care dumneavoastră le aveți astăzi la mapă și ele au trecut prin Comisia Specială. Vreau să vă mai spun că avem în acest moment 29 de locuințe libere dintre dări și evacuări. Într-adevăr, le dăm în garsonierele. Vreau să fac și câteva precizări referitoare la cetățenii care vin la audiențe sau care pe diverse spații de media
declară că sunt foarte multe locuințe goale. Stimații consilieri și stimați cetățenii, aceste locuințe, într-adevăr, sunt goale, dar ele au contract și chiria este la zi. Sunt cetățeni care au garsoniere ANL sau un apartament ANL și sunt plecați sau lucrează în altă localitate, dar conform legii pot avea această, pot avea această locuință atâta timp cât plătesc chiria la zi și nu au datorii. În ceea ce privește lista de astăzi, dacă ea va trece de Consiliul Local și HCL-ul va fi aprobat, în termen de 7 zile vor avea loc depuneri de contestații. Contestațiile se vor soluționa în termen de 15 zile, iar apoi, conform punctajului, locuințele vor fi repartizate cetățenilor care așteaptă aceste locuințe. Vreau să mulțumesc pe această cale colegilor de la Patrimoniu, colegilor de la Poliția Locală care au făcut eforturi susținute în ultimul an și jumătate și vreau să vă spun că este, consider, o realizare a noastră a administrației, pentru că am reușit în una jumătate să dăm aproximativ 140 de locuințe ANL. Din anul 2011 nu mai erau date în folosință locuințe ANL. Și aș vrea să le mulțumesc pe aceste care tuturor celor care s-au implicat în această acțiune. Vă mulțumesc! Discuții dacă mai sunt. Dacă nu, să trecem la procedura de vot secret, vă rog. Nu, 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 nu
foarte mult. Thank you.
urmăresc. Bine, mai întâi aia de la Căinuță, de la cea mai... cea mai filmată cea fără. Da? Hai, lasă! Thank you.
Acum număr voturile. Thank you.
Da, eu cred că vreau să mă duc așa, vreau să mă duc. Eu cred că am făcut tu, dar am făcut.
Mulțumesc.
Thank you.
Domnul consilier Curian Mădălin,
Disfavorabil. Domnul consilier Șoba Gâțu. Favorabil. Discuția asupra proiectului, vă rog. Se lasă la procedura de vot secret. Vă rog frumos. Thank you.
18. Articolele 1, 2, 3, 4 au fost votate fiecare câte 18 voturi pentru, un vot contra, 0 voturi sole. Supun discuției punctul 18 al ordinii de zi și domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive la proiectul. Domnul Crețu și domnul Fechet, vă rog frumos, am o propunere. Haideți să unim și proiectele care prevăd încetarea mandatului pentru să luați act sau urmarea ordinului prefectului, adică 18 și 20 și 20 de, să le datăm împreună și să le votați împreună. Sunteți de acord? Da. Da? Bun, ca să știm dacă luăm avizele. Bun. Prin prezentele proiecte de hotărâre se ia de ordinele prefectului numărul 28 din 2018, 9 din 2018 și 10 din 2018, cu mențiunea faptului că toate aceste ordine ale prefectului sunt supuse legalității instanței. Domnul secretar. Există aviz de legalitate. Domnul Fantaza Ciprian. Aviz favorabil. Pentru toate cei, da? Pentru toate trei. Domnul Consiliu Șova Cățu. Favorabil în toate trei. Discuția asupra proiectului de hotărâre, vă rog. Da, domnul consilier. Da, foarte scurt. Vreau să vă informez că instanța, adică Tribunalul București, a anulat acea cerere de autodizolvare a Partidului Social Românesc, deci așteptăm noi membri ai Partidului Social Românesc în Consiliul Local. Dumneavoastră ați văzut documentele Partidului Social Românesc? Ați văzut hotărârea Congresului? Nu, am văzut hotărârea instanței. Bun. Hotărârea instanței a costat în anularea pentru că nu a timpul. Poate obligat să da. Și dacă citiți legea partidelor politice și să am toată convingerea și încrederea dumneavoastră că o veți citi, veți vedea care sunt cazurile de încetare a unui partid. Din păcate, din punctul meu de vedere, PSRO a hotărât autodizolvarea prin hotărârea forului superior, a Congresului. Nu intră la litera B care prin hotărârea tribunalului. Iar obiectul procesului era doar radierea din registru de evidență a partidelor, care tot legea partidelor politice spune că acel registru este doar un instrument de evidență. Având în vedere că, să nu fie niciun fel de dubii, am formulat punctul nostru de vedere și l-am transmis instituției prefectului ca să ne dea un punct de vedere în calitatea de tutelă administrativă pe care dumneavoastră o au și, din același timp, să preîntâmpină o eventuală obiecție de legalitate din partea prefectului. Și dacă îmi permiteți, ați primit un document de la prefect în sensul ăsta? Adică v-au clarificat? Nu, nu, n-am primit, că l-am primit și așteptat. Am înțeles. Da? Da. Tot era doar o informare, nu sunt eu avocatul PSRO, pentru că... Nu, nu, dar tocmai ca să știți, să luați act și să, în calitate de consilier local, aveți dreptul. Dar vă va cumpli foarte clar legea partidelor politice, unde la articolul 14, dacă nu mă înșel, are cele 3-4 cauze de încetare a partidului. Și acolo spune, prin hotărârea forului superior, prin hotărârea tribunalului, autodizolvarea diferă de dizolvare, deci dizolvarea se face prin hotărârea tribunalului, autodizolvare prin hotărârea forului superior. Iar în final reglementează foarte clar registrul care este rolul. Este un instrument de evidență care nu conferă nici personalitate juridică, nici altceva. Decât doar... Așteptăm și noi. Poate nu avem dreptate și poate ne înșelăm. Se poate întâmpla oricui, având în vedere că este un caz inedit și este primul caz din istoria post-decembrie. Pe de altă parte, vreau să informez Consiliul Local, în
în vedere că s-a făcut această, s-a creat această expectanță privind să vină cererile următorii, pot să vă asigur, doamnelor și domnilor consilieri locali, că fac și voi face absolut toate demersurile legale în această speță. Dar, dacă îmi permiteți, sunt cererile depuse la dumneavoastră cu supleanții, domnule secretar? Avem o cerere depusă de aproximativ 5 zile, 6 zile, în legătură cu care am adresat instituției prefectului opinia mea și punctul de vedere al municipiului Bacău, la care așteptăm niște lămuriri și niște drumuri. Iar în cursul zilei de ieri am primit la mapă celelalte cerere pentru ceilalți doi supleanți. Astfel încât nu puteam să punem pe ordinea de zi celălalt doi supleanți, iar pentru doamna Constantinescu așteptăm de la prefect. Deci eu v-am întrebat pentru doamna Elena Cuzman, care actualmente este consilier județean, s-a luat act de demisia dumnei și s-a vacantat. Da, prin vacanță. Deci nu vorbim de cei de astăzi. Da. Și în mod normal ar trebui să dați curs acelei cereri, să intre în comisia de validare și un proiect de hotărâre să fie pe ordinea de zi. Cu privire la legea partidelor politice, atât vreau să-mi permitem să spun, dacă un partid ia naștere printr-o hotărâre judecătorească, pentru simetrie, pentru identitate de rațiune, un partid politic care este o persoană politică de drept public, atenție, trebuie să ia sfârșit, ca să mă exprim mai plastic, tot printr-o hotărâre judecătorească. Deci este o discuție politică acolo și nu este încrederea noastră. Deocamdată dacă avem asta, deocamdată dacă avem o cerere cu un supleant, din punctul meu de vedere, a nu se introduce în prima ședință ordinară, cum a fost astăzi. Este o chestiune care încalcă democrația și trebuie intră și în sfera penală, dacă nu mă știu. Pe avut în serviciu. Adetul pasul. Nu, vreau să vă... Fac o discuție, atât. Nu este treaba noastră a PNL-ului. Sunt de acord. Da. Este un drept. Cetățenii municipiului Bacău au ales niște consilieri locali. Sunt dispoziții legale care operează în această materie. Eu am făcut decât să fac la cunoștință pentru a rămâne inserat, să zic așa, pe bani. Vă mulțumesc. Problema e alta, domnul avocat, este că dumneavoastră mergeți pe o logică care ar fi corectă până la un punct. Dar atâta timp cât articolul 43 din legea partidelor politice creează și stipulează foarte clar modurile de încetare a unui partid și face legiuitorul, face foarte mare distinție între dizolvare la litera B, care se realizează prin hotărârea tribunalului, și autodizolvare care se realizează prin hotărârea forului superior. Păi dacă legiuitorul face această distinție și stabilește aceste principii, eu ca secretar sau dumneavoastră consilier local puteți să faceți un amalgam, să faceți o confuziune, ca să vorbim în termeni juridici, între cele două situații care sunt total diferite? Haideți să vă spun eu foarte pe scurt. Ordinul prefectului în ceea ce privește pe domnul Manolache. Nu mai intru în detalii. Da. Nu are rost antipatie, simpatie. A fost colectul noi și punct. Ordinul prefectului are la bază o sesizare, o așa sesizare a secretarului general al PSR-ului. Atât vreau să spun. Punctual. Juridic. Da. O sesizare a, să-i zicem, a partidului. Dacă partidul era autodizolvat, domnul secretar. Mai putea să emite o sesizare către prefect? Păi înseamnă că prefectul are o problemă. Păi înseamnă că prefectul are o problemă, vă spun. Nu, nu e adevărat. Păi nu știu, eu constat. Păi dumneavoastră a spus, partidul era autodizolvat. Când? În decembrie. Dacă era autodizolvat, mai putea să emite acte. Dacă a emis acte în ianuarie, păi înseamnă că acel ordin este nelegal. Dacă vă uitați la ordinul... Deci oricum am dat-o ei... Domnul Mitrău, dacă vă uitați la ordinul prefectului, ordinul prefectului din oficiu a verificat anumite aspecte. Deci prefectul a primit o sesizare. Uitați-vă preambul. Sesizarea secretarului general și o adresă prin care se confirmă de către PSRO că domnul Uricaru sau cum îl cheamă este secretar general. Deci concluzia care? Care este? Concluzia este concluzia care este? Concluzia este că legiuitorul
Că PSD-ul nu există, vă spun eu. Deci PSD-ul nu există. Pentru că prefectul, pe fața unei sesizări, a dat un ordin de prefect, dar altfel nu putea să-l dea. Domnul Micău, programa să nu se există. Așteaptă tine care... Putem face discuții și după problema dacă legiuitorul a prevăzut două situații distincte și mi-a zis foarte clar, prin dizolvare, prin hotărâri de cătărească și autodizolvare, prin hotărârea organului superior. Deci nu vorbeam... cred că am fost și noi, și domnul Micăuș, noi tocmai de asta așteptăm de la instituția prefectului lămurit. Păi eu ce v-am spus? Este foarte bine. Păi tocmai. Da. Dacă făceam și propuneam, dumneavoastră veneați și spuneați, păi cum ați propus prevalidare un consilier, dar că din partea nu mai există. Pentru că legea 215... Domnule secretar, În legea 215... Există o prevedere că în momentul în care validăm consilier, trebuie să vină confirmarea de la partid. Și atunci, dacă dumneavoastră ați fi avut în față adresa de la partidul PSRO de la București, că nu mai există acest partid, că nu se pot face decât chestii privind radierea lui, deci de la forul superior, care vine și spune, acest partid nu mai există, și ați fi avut de la domnul Manolache, care e pe plan local, solicitare de validare. Dumneavoastră, pe care l-ați luat? Haideți să vă spun eu. În dosarul 127/3/2018 am luat pe Tribunalul Secției 4 Civile, Tribunalul București. Da. S-a anulat cererea că nu a fost timpul. Stați două secunde. Am urmărit. Partidul Social Românesc, prin președinte Gust Balosin Florentin. Da. Și acest președinte Gust... Stați un pic. Radiază, domnule. Stați un pic. Radiază. Stați un pic, domnule secretar. Haideți să nu suntem copii. Dacă era autodizolvat, deci ce nu mai există? Nu mai are personalitate juridică. Putea să mai sesizeze instanță de judecată, cum se crede. Deci dacă o persoană moartă, dacă mai decedat, da. Ai vrea să mai sesizezi o instituție a statului? Domnul... Nu vorbim de o persoană juridică. Așa timp cât Congresul a interzis pe acest domn. Nu, ceea ce spuneți de asta este un sofist. Scuzați. Deci nu stă în picioare. Oricum am dat. Dar o să așteptăm de la prefect, cu mare drag. Eu vă spun, aveți adrese, trei adrese, cum ați nominalizat anterior. Aveți trei adrese de la PSRO Bacău, filiala Bacău, dacă da, din punctul meu de vedere, cel puțin pentru un an, pentru care s-a vacantat un post, mă refer la doamna Cosma Elena, trebuia astăzi pe ordinea de zi, domnul primar, să facă un proiect de hotărâre privind un suplean pentru validarea unui nou colega nostru. Eu așa aș spune. Sofismul meu vine în corelare totală cu existența legii. Și vă spun, atâta timp cât legiuitorul a prevăzut ca mod de încetare dizolvarea care se face prin hotărârea tribunalului și autodizolvarea prin funcțiile exercitate de Congres și atâta timp cât Congresul a împuternicit pe acest loc doar la radiere și nu mai are niciun fel de atribuții. Acest domn Bustia, avem dosar, pe fie la dosar, care spune, domnule, eu nu am decât atribuția de a radia partidul alte funcții, nu le mai am. Cum veniți dumneavoastră și spuneți că atâta timp cât Congresul, adică dacă dumneavoastră vreți să spuneți că PNL-ul face un Congres. Registrul de evidență a partidului. Este un instrument este de evidență. Există tocmai pentru ca eu simplu cetățean. Mă uit în acel registru să-mi dau seama dacă există sau nu. Da. În partid politic. Restul nu mă interesează. Atâta timp cât legea spune, condiționează înființarea unui partid politic de o hotărâre judecătorească. Publicată în monitor oficial și de asemenea încetarea oricărei persoane, oricărei forme, mă refer la persoane juridice de drept public, se face tot într-o hotărâre judecătorească publicată în monitor oficial. Atenție! O societate comercială. Și radierea este ultimul act. Domnul Mitreau, știți? Aveți dreptate. O societate comercială. Abia din acel moment îmi este opozabil. Nu e adevărat. Ei, nu e adevărat. O societate comercială care intră în insolvență, face toate etapele, mai există în momentul când intră în insolvență? Nu. Sunt îndeplinite de organe de conducere administrată. În momentul în care acest administrator... Nu confundăm insolvența cu faliment. Dar să-l iertă, domnul meu. O leacă, că nu facem lecții de drept acum. De acea radiere care spuneți dumneavoastră, radierea în momentul când
administratorul judiciar o face, o face unei societăți care de fapt nu mai există și nu mai are organele de conducere. Și atunci privind ca similitudine și vă duceți pe legea partidului, același lucru. Acest om nu mai are decât o singură sarcină. Să radieze partidul. Eu am înțeles. De ce nu faceți dumneavoastră altceva? De ce nu faceți o scrisoare la domnul Gusti și să vă confirme sau să vă infirme dacă acest partid a hotărât sau nu hotărât încetarea și ce mandat are? Și pe urmă lucru, fără mult singur. Deci ca să încheiem. Sincer, nu este problema noastră. Eu am crezut că e problema noastră. Noi vrem să se respecte legea principală și democrația. Pentru că asta... Atâta timp cât am făcut precizări la instituția prefectului și noi dorim... Foarte pe scurt. Nu suntem instanță de judecată. Corect? Și asta am învățat-o de la dumneavoastră. Exact. Ok. Și dumneavoastră ce faceți? Dar eu nu am analizat și nu am analizat niciodată. Am partidelor politice. Aveți înregistrat 3 adrese de la partid, nu mă interesează, există, nu există. Eu nu am contestat existența unui act administrativ. Da. Ne aflăm în fața unei cereri. Nu au fost analizate de către Comisia de Validare. Ne aflăm în fața unei cereri, față de care trebuie să ne lămurim ca situație de fapt și ca situație juridică. Situația este diferită față de ceea ce spuneți dumneavoastră. Nu sunt acte administrative, sunt cereri. Și în al doilea rând, nu spune nimeni în legea 215 că trebuie să o pună în prima și într-o treabă. Știți de ce sunt discuțiile astea? Dumneavoastră nu aveți nicio treabă, nu sunteți angrenat politic, sunteți funcționar public. Dar nu e chestii de politică aici. Haideți ca să spun eu punctul pe ei și cu asta închid. Aici nu e nicio problemă de politică, e problemă de importanță. Este vorba de forum. Nu există interes ca forumul să rămână așa. Nu, din punctul meu de vedere, interesul este... Vă spun, când a fost, de exemplu, au fost colegi de la PSD, adresa de înainte. Știți ce s-au mișcat lucrurile? Pe 25 adrese, dar pe 24... Dar nu era niciun lucru acolo, PSD-ul există. Dar nu suntem distanță, avem adrese, dar PSD-ul există. Păi, există, în Consiliul Județean nu sunt consilieri județeni de la PSD-ul? În țară nu mai sunt, adică... În țară e aceeași situație și că am consultat cu toți secretarii din țară care au aceeași opinie ca mine. Președinte de ședință, vă mulțumesc că m-ați lăsat să vă exprim punctul de vedere. Nu mai am nimic de adăugat. Vă mulțumesc frumos, mai sunt discuții, domnul Mimoas dorește. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, trecând de faptul că este o discuție inutilă în acest cap, din punctul meu de vedere, vreau să-i mulțumesc domnul secretar totuși că s-a plecat să prezinte și nu era obligat să nicio formă să facă, să răspundă la elucubrații juridice. Pe de altă parte... Președință, vă rog frumos, să-i puneți în vedere domnului primar, să-i fac un pomenic, vă dau de jignire. Nu v-a întrerupt nimeni. Domnule primar, vă rog eu frumos, nu ne mai jigniți, că nu o să mai vedeți niciun vot de la noi. Sincer, vă spun. Jigniți toată lumea, eu sunt cetățean, am un municipiu de Bacău, domnule primar. Domnule primar, uitați-vă în ochii mei. Sunt născut în Bacău, trăiesc în Bacău. Eu cu brații, fac microfonul cu alte persoane, dar vorbiți frumos. Dacă vreți să vi se vorbească frumos. Oricum, banul se pe acum, când 2020 vă promite, nu o să mai fiți primat. Doar consilier. Ați să mă ocup personal. Vă rog frumos. Vă dau cuvântul meu. Doar consilier. Vă rog frumos. Este o problemă. Dar pentru cine este? Nu, am spus că nu am să-l votez pe domnul primar. Domnul Micăuș, ultimul sondaj, îl știți? Domnul primar la ora asta are 40,06. Cel mai bun primar. Cel mai bun. Nu acum are 90? Domnilor consilieri, haideți să avem puțin respect. Domnul primar, vă rog. Haideți, dacă permiteți... Asta a fost o elucubrație, trebuie să rețin. Dacă mențin, eu o să-mi mențin punctul de vedere pe care l-am exprimat anterior. Ceea ce este ciudat și de ce am spus elucubrație juridică pot argumenta, pentru că văd o serie de puncte din adresele făcute de PSRO și aceste vagi amenințări penale adresate mie, le văd și pe cuvintele sau pe buzele consilierilor locali de la PNL. Trecând de aceste aspecte, nu mă înclin în fața amenințărilor penale atâta timp cât știu că am dreptate. Și știu că ceea ce fac, fac corect. Nu vreau să discut acum cine apără pe cine, că nu mă interesează. Chiar nu mă interesează. Cine are nevoie de quorum, cine își închipie opoziții strălucitoare? Eu urez succes. Pe mine mă interesează ceea ce facem pentru orașul Bacău. Dacă ar fi interesant, nu am nevoie de votul.
niciunui consilier decât pentru voturile pentru proiectele municipiului Bacău, nu pentru mine. Și al treilea punct de vedere pe care vreau să-l exprim este că poate ar trebui să citim așa, înainte de a pleca într-un război juridic și în amenințări așa nuanțate sau vagi în natură penală, să citim mai atent un pic cam ce scrie hotărârea PSRO, care am fost congresul PSRO, care a fost sesizat și care ne-a fost prezentată. Asta este un element. Doi. Dacă tot discutăm de penală, trebuie să poate ne gândim la câte acte materiale să se vârșesc trimit să nu se adresă. Mulțumesc. Și pentru lămurire, ca un mic lăuș. Articolul 44 din legea 14/2003. Un partid politic își încetează activitatea prin dizolvare, prin hotărâre pronunțată de Curtea Constituțională pentru încălcarea articolului 37 din Constituția României. Da? Bun. 2. Dizolvare prin hotărâre pronunțată de Tribunalul București. Și 3. Litera C. Autodizolvare hotărâtă de organele competente prevăzute în statut. Da? Bun. Și atunci eu vă întreb. Care este diferența, după logica noastră, între litera B și C? În momentul în care Tribunalul București ar hotărâ dizolvarea, ar mai fi nevoie de radiere? Sau nu? Știți ce vreau să vă spun? Și aici este și domnul șef al poliției locale. Și vreau să, dacă nu are bunăvoința, să răspundă. Domnul Lucaru, care este secretar general al PSRU, s-a angajat la poliția locală la noastră, domnul Lucaru. Să ne rețină, vă rog. Oricum o să verificăm chestiunea asta. Dacă este adevărat că în luna ianuarie, domnul Ricardo s-a angajat la poliția locală. Și a făcut această sesizare la prefect. Este o informație pe care o am. Și de unde am informații. Și acum, dacă îmi permiteți... Nu știu, dacă este angajat sau nu. Asta este o informație. Domnul Ingrăuș, dacă... Dar v-am spus, nu este problema mea. Bun. Dar acum, dacă îmi permiteți să finalizez. Vă citesc. Hotărârea 1 a Congresului PSRO, care spune așa. În conformitate cu dispozițiile articolului 44, litera C, din legea 14, deci textul legal care v-a precizat, Congresul Partidului Social Românești hotărăște încetarea activității prin autodizolvare. Bun. Deci dacă acest for a hotărât încetarea activității, cine să mai propună supleanți? Fantoma? Poate să mai sesizeze tribunalul ceva care e autodizolvat? Da, atâta timp cât este împuternicit prin hotărârea Congresului să facă aceste demersuri. Persoana respectivă. Asta sunt discuții juridice în fața instanței de... Noi suntem instanță de judecată. Asta vreau. Nu să-l spuneți. Adică la noi... Eu vă explic că mai este un fapt inedit în istoria post-detectivă. Da, dar acest lucru... Și am făcut adresă de informare criteriile administrative. Sunt foarte curios de răspunsul. Și eu la fel. Vă mulțumesc. Ok. Aici suntem la sentiment. Mulțumesc mult, domnul consilier. Dacă mai sunt discuții asupra proiectului... Supunem la vot toate cele trei proiecte, 18, 20, 20, prin care luați act de ordinele prefectului privind încetarea mandatului pentru domnul Matonache, Botoi și Diacon. Cine este pentru? Este cineva potrivă? Se abține cineva? Cu 21, cine ești în sală? Domnul Vârstu, seara. Cu 18 voturi a fost aprobat proiectul, cele trei proiecte. Supun discuției punctul 19 al ordinii de zi și îl întreb pe domnul primar Cosmin Necura să prezinte expunerea din motive la acest proiect. Da. Doamnă și domnul consilier local, poate ne permitem și trecem la lucruri cu adevărat importante pentru municipiul Bacău, decât povești juridice. În fine, proiectul de hotărâre vine în fața dumneavoastră cu soluționarea de către Consiliul Local al municipiului Bacău a plângerii prealabile formulate de către doamna Ariton Adriana Milia din Bacău. Pe scurt, documentele dumneavoastră le-ați avut la mapă, sunt convins că le-ați analizat inclusiv din punct de vedere juridic până în zilele astea. Dar, pe scurt, vreau să vă prezint așa, în câteva frânturi această speță. Este vorba de impozitul de 500%, care începe să-și producă efectele
ciudat pe cetățeni care au descoperit că sunt proprietari de diverse imobile din municipiul Bacău, de care n-au avut grijă și nu le-am întreținut, au început să ne facă acum plângere perealabilă cu privire la aceste proiecte, urmând probabil să ne dea judecată. Nu mă miră această atitudine, dar totuși recomand celor care au primit acest impozit mărit cu 500% să își întrețină totuși mai curând terenurile, casele sau terenurile din municipiul Bacău, decât să le lasă într-o stare de paragine și pe aia să găsească argumente și argumentații juridice. Pe de altă parte, nu vă ascund faptul că referitor la acest proiect, la această hotărâre prin care am aplicat, am discutat împreună cu dumneavoastră, aplicarea acestui impozit de 500%, sunt o serie de speculanți. O serie de speculanți pe care o să vi-i prezint cât de curând, care se joacă de la formula juridică, deși au niște clădiri care se află în paragină, unele dintre ele nici ocupată, se joacă de la hârtiile. Trimit hârtia care nu se poate realiza, după aia mai scot încă una, făcând așa o sarabandă juridică. Se găsește soluție și pentru aceștia. Având în vedere aceste elemente, vă propun, doamnelor și domnilor consilieri locali, să votați în vederea respingerii cererii prealabile făcute de către această doamnă din municipiul Bacău, deoarece, din punct de vedere juridic, pe de o parte, nu se încadrează în prevederile legale și nu le respectă. Doi, din punctul meu de vedere, nu este corect ca în momentul în care ești proprietarul unui imobil din municipiul Bacău să nu ți-l îngrijești și după aceea să descoperi că ai o problemă. Invită domnul secretar să prezinte avizul de legalitate. Există aviz de legalitate. Domnul Fantaza Ciprian. Aviz favorabil. Domnul Chindruș Omica. Aviz favorabil. Domnul Ciobanu Tiberiu. Favorabil. Doamna consilier Dragnea Bravăț. Favorabil. Domnul consilier Ciurian Mădălin. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Specialitate 3 este favorabil. Domnul consilier Stan Gabriel. Favorabil. Domnul consilier Șopa Bățu. Favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt, se trece la procedura de vot secret, vă rog. Thank you.
De părere, da. Mulțumesc. Da? Dacă nu era, trebuie de doamnelor și domnilor consilieri locali, având în vedere practica din această ședință,
Domnilor consilieri, puțin respect, vă rugăm. E din zona executivului. Mulțumim frumos. Așa era la grădinie. Nu eu. Vă propun ca cele trei proiecte de hotărâre 20A, 20B, 20A și 20B, având în vedere că ce-l întreb și cu domnul secretar, dar există posibilitatea legală, să fie votate în bloc. Sau, dacă dumneavoastră considerați, putem să le luăm pe rând. Nu e niciun fel de problemă. Proiectul de hotărâre numărul 20A se referă la închirierea a trei spații aflate în incinta alei pieței centrale din Bacău, strada pieții numărul 1. Prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile rele. De asemenea, proiectul de hotărâre 20B, privind închirierea a patru amplasamente aflate pe terasă de flore, pieței centrale din Bacău, strada pieții numărul 1. Tot prin licitație deschisă, organizată în condițiile rele. Vreau să atenționez Consiliul Local cu privire la aceste două proiecte. Anterior au fost, dacă nu mă înșel, de trei ori inițiate de domnul viceprimar Scrivăț. Evident, în condițiile legii. Și s-au prezentat spre vot Consiliul Local, dar atunci, pe motive care nu țin nici de legalitate, nici de oportunitate, nici de bună intenție pentru municipiul Bacău, n-au fost votate de către reprezentanții grupului PNL. De data aceasta le-am inițiat eu. Sunt convins că voi avea mai mult succes decât domnul viceprimar. Și în contextul în care dumneavoastră veți da un vot, în acest sens, înseamnă că voi veți afla și dumneavoastră în arcul guvernamental și în arcul de putere, alături de mine, de domnul viceprimar Scripăț, de domnul, nu sunteți în continuare, viceprimar, alături de domnul viceprimar Ștefan, alături de aliații din ALDE și din PSD. Întâmplător am inițiat aceste proiecte de hotărâre pentru a vă vedea funcționând în noua structură de opoziție. Asta am făcut ca și glumă. Dar ceea ce am intenționat prin acest proiect de hotărâre, de fapt, este ca să deblocăm situația stupidă în care a fost pus municipiul Bacău să stea cu spații goale în incinta alei pieței centrale și în zona de flori, pentru care există cereri și pentru care există disponibilitate. Iar din rațiuni ce țin de orice altceva decât de interesul cetățeanului, să fie respins. Rog Consiliul Local ca să dovedească înțelepciune și să se gândească la interesul acestui oraș și să voteze în bloc aceste două proiecte. Repet, aceste proiecte se referă la scoaterea la licitație a spații ce stau goale în momentul de față și pentru care există cereri. Vă mulțumesc. Invit pe domnul secretar. Există de legalitate. Domnul a avut două proiecte. Domnul Fantazan Ciprian, vă rog. Aviz favorabil pentru ambele. Domnul Chindruș Romica. Aviz favorabil pentru ambele proiecte. Domnul Busuio Pasica. Aviz favorabil pentru ambele proiecte. Doamna consilier Bragna Clavăț. Favorabil. Pentru ambele proiecte, da? Domnul consilier Curian Mădălin. Aviz favorabil pentru ambele proiecte. Raportul Comisiei de Specialitate 3 este favorabil pentru ambele proiecte. Domnul consilier Șovalbățu. Favorabil pentru ambele proiecte. Discuții asupra proiectului de hotărâre. Eu aș vrea foarte pe scurt să anunț că grupul consilierilor locali liberal va vota ambele proiecte de hotărâre, având în vedere că sunt inițiate de către primarul municipiului Bacău, pentru care avem o deosebită considerație. Ne mai punem la socoteală argumentația acestor proiecte și eu zic că prezentarea a fost destul de bună. Nu? Pentru acest lucru, noi vom vota.
domnul viceprimar Stripăț. Dorește. Da, aceste proiecte, inițiativa vor îmi aparțin. Am încercat și a venit în fața dumneavoastră de 3 ori. A venit în fața dumneavoastră. Proiectele nu s-au schimbat, nu s-au schimbat, nu le-ați acceptat atunci. Ce vă pot spune? Că acum noi avem scoase la citații doar 5 spații. Dar vă pot spune că la Direcția Administrației Agențelor, care am coordonat-o până săptămâna trecută, fac o paranteză, când primarul a dat o discuție de primar, mi s-au schimbat atribuțiile, le respect în totalitate, așa e făcută viața. Dar noi, cei din PNP, n-am reușit să le trecem din 3 ori. V-ați opus. V-ați opus nejustificat. Astăzi, când ne inițiază primarul, fără niciun fel de modificare, deci când ne-am inițiat, eu nu am trecut. Dar vreau să vă spun că pe lângă glumă, pe lângă zâmbete, acele refuzuri a dumneavoastră de a închiria spațiile, și vă mai spun, sunt în așteptare încă vreo 10, deopotrivă la Bazar Mircov și la Târgu Auto, Șervănești, au adus niște prejudicii financiare municipiului. Trebuiau să se încaseze niște bani. Nu știu dacă mulți sau puțini, că nu știu exact la cât se ridica cuantumul licitațiilor. Dar vă pot spune în același timp că poate din banii câștigați, cum spunea mai tânărul nostru consilier, că nu sunt bani de credă pe școli. Nu știu dacă e adevărat, n-am argumente, dar vă spun, cu banii care i-am filmat, poate cumpăram credă în școli din toată România până în Cincinal. Asta e unitatea mea din măsură timp. De-asta nu locați bani la învățământ, că n-au fost închiriate spațiile. Da, exact. N-au fost închiriate și trebuia să luăm niște bani în plus. Nu v-a interesat. Nu știu mâine sau așa că sunt în opoziție, dar în orice poziție voi fi, asemenea proiecte, nu le voi vota contra niciodată. Gen închirieri, construiri de nu știu ce, înființări de, parcări. Deci rugămintea mea și la dumneavoastră să trecem acest proiect. Deci ca să înțelegeți foarte bine. Vom vota și m-ar bucura să treacă, să vină și alte spații, să le dăm comercianților de Barcos spre administrare, ei să-și facă bucățica lor de afacere și noi să aducem bani la bugetul local, bani de care avem mare nevoie. Vă mulțumesc! Domnul viceprimar, vă promit că o să inițiez și următoare. Da, așa că ai un amendament, dar se poate. La proiectul 20A și 20B, doresc să fie un amendament. La caietul de sarcini, garanția de participare să fie calculată după o formulă. Adică, propun, suprafața închiriată, ori suma pe metru pătrat pe lună, ori 3 luni. Și aveți vreo estimare când dă la fiecare în parte pentru să-și e formulă, domnule. Este o formulă care e formulă. Se poate vedea în anex. În momentul când faci datele, ajungi la zi. Dar atunci când facem un amendament, când avem un studiu de impact, să explicăm consilierilor și cetățenilor cum afectează acele tarife, acele garanții de parte. Domnule, domnule, vorbesc serios? Da, vorbesc serios. Deci eu vreau să aflu astăzi care este impactul acestor modificări. Deci care este impactul? Impactul asupra acestui domeniu. E vorba de o formulă de calculare a garanției de participare. Bun. În momentul de față este o garanție. În momentul de față e o sumă fixă. Și al domnul consilier vorbește și propune această garanție în funcție de anumite elemente. Care este impactul? Asupra cui? Asupra celor care se schimbă licitații. Păi impactul rezultă ca urmare a puterii. Vreau să aud. Păi cu ce exemplu. Vreau să aud. Mâine dimineață de la ora 10 facem lecții de matematică. Dar acum suntem la puțin local. Asta nu-s politici publice. Cu amendamente în această seară trecut așa. Eu formulă domnul. E super, dar eu vreau să aud. Pentru că vreau să votez acest proiect. Deci chiar vreau să votez astăzi. Dar nu pot să votez. Nici din care este impactul acestui amendament. Deci vreau să știu exact care este diferența. Domnul Ghineș, faceți înțelegerea aia, faceți ca să procedeze. Așa se procedează la orice tip de licitație. Tu exemplu. Păi ia, păi. Păi, să vă mulțumesc dumneavoastră, domnul Ghineș. Haideți.
dumneavoastră treceți acest amendament în propria conștiință și voință și înțelegere. Faceți acest calcul și dumneavoastră vă dați seama de impact. E logic. E o formulă simplă. Deci întrebarea, crește sau scade garanția? Cea mai simplă întrebare. Scade, scade. Dacă vă uitați la oricare din cele două tabere, scade garanția, având în vedere acest valor. Cu 10%. Am mandat aici. Aproximativ, da? Vă mulțumesc. Asta voiam să v-am mulțumit. Deci să punem la vot amendamentul din care domnul consilier. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Să abține cineva? Așa, vă ați abține. Cât s-au abținut, doamna? 5 abține. 6? Domnul Bursunarica, 5 abține. Domnul Petru, vă rog frumos, nu am influența asta, domnul. Fiecare consilier votează împotriva voștri și voturi. Deci 5 abține și 14 voturi pentru. Supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificările aduse prin amendamentul aprobat. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Consecvența vă caracterizează. Deci 18 voturi pentru și un vot abținere, proiectele hotărâri au fost aprobate. Vă mulțumesc mult. Având în vedere că proiectul 20C și 20D au fost luat în discuție, doresc din tot sufletul, având în vedere că mâine este 1 martie, tuturor o primăvară frumoasă. Doamnelor consilieri, aveți aromatul. Ședința la sfârșit.